Prezentați cei doi luptători, Andrei Stoica și Pavel Voronin. Spuneam, s-au mai întâlnit de 3 ori până acum. L-a câștigat Andrei de fiecare dată. Voronin ține și își dorește foarte mult o revanșă împotriva lui Andrei, o victorie în această seară. Să vedem cât de bine sunt pregătiți cei doi sportivi. A început cu o lovitură mediană Voronin, moldoveanul cu mânuși albastre, mânușile roșii pentru Andrei Stoica. Foarte multe lovituri din partea lui Andrei și a lui Voronin de picior pe startul acestui meci. A încercat 2 lovituri de braț Andrei. Voronin o încasează, un croșeu de stânga de la Andrei Voronin. Cearcă cu loviturile de picior moldoveanul. Croșeu de stânga foarte bun pentru Voronin. Vine și răspunsul lui Andrei. O dreaptă acum pentru Andrei. Mid kick pentru Voronin. Foarte bun răspunsul, croșeu de dreapta pentru Andrei după ce a blocat. Da, până în acest moment o defensivă excelentă pentru Stoica și răspuns foarte bun, inteligent de fiecare dată în primul minut al acestei lupte. 2 lovituri acum pentru Andrei, din păcate ratate, s-a dus Voronin înainte. Încă un croșet de stânga. Bună stânga lui Voronin prin garda lui Andrei. Directă și pentru Andrei. Încă o dreaptă pentru Andrei. S-au schimbat câteva lovituri între cei doi. Low kick bun pe interior trimis de Andrei, care a răspuns la lovitura lui Voronin. Bună această lovitură la corp. Un genunchi, după care croșeu de dreapta și Voronin este numărat. Să vedem dacă se ridică Voronin după această lovitură încasată de moldovean. Excelentă lovitura lui Andrei. Nu, este knockout, victorie pentru Andrei Stoica în prima repriză a acestei lupte. 2 minute a ținut meciul cu Voronin. Victorie extraordinară pentru Andrei Stoica. Felicitat de fratele său, de Bogdan și de Andrei Mircea, oamenii care se ocupă de sala Stoica Brothers Academy. Da, îl vedem pe Voronin încă la podea. A încasat o lovitură puternică Voronin de la Andrei, fulgerătoare acea lovitură. Acum se ridică moldoveanul. Revedem knockout-ul lui Andrei. Iată genunchiul la corpul adversarului, după care și un croșet de dreapta, dar genunchiul a fost cel care l-a terminat pe Andrei, pe moldovean, genunchiul lui Andrei Stoica. Încă o dată această lovitură, după care și croșetul de dreapta, dar vedem brațele lui Voronin se duc la corp, acolo unde a încasat lovitura. La centru cei doi pentru decizia oficială.